tuturor, eu sunt Janina și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi am un video în colaborare cu gagicile alea frumoase de pe grupul Facebook YouTube Girls România. Și anume este un video, o provocare Pinterest. Pinterest. Adică noi i-am ales de acolo o poză, o ceva de făcut și fiecare dintre noi a făcut ceva. Eu, fiindcă sunt grăsuță, am ales să fac un tort Oreo. Bun. Și haideți să vă arăt cum l-am făcut. Nu uitați să vă duceți pe canalurile la fete. Găseți în info box toate linkurile către canalurile lor. Acolo sunt eu când eram tinerică și slăbuță. Și haideți să vedem cum se face tortul ăsta. Bun și ușor de făcut. Haideți că mi-am legat părul așa ca să nu fugă mouă sap în casă. Și hai să vă spun, pentru partea de jos, adică pentru blat, nu coacem nimica. Este un tort, o cheesecake. Avem nevoie de două pachete de Oreo, de 80 de grame de unt și de o lingură de miere. Pentru cremă, avem nevoie de 500 de grame de Philadelphia, din aia clasică, un pachet de Oreo și 300 de mililitri de frișcă îndulcită, din aia care trebuie să o faci tu, și de esență de vanilie. Și hai să începem să facem. Primul lucru care trebuie să-l facem este să desfacem Oreo și să separăm crema de biscuiți. Asta aici și asta aici. Celălalt lucru facem faceți cu un cuțit. E, hai că uite, am desfăcut biscuiții, am despărțit de cremuța lor și acum trebuie să cântărim 250 de grame de biscuiți, dar trebuie să facem treaba ca lumea. Așa punem pe ăsta. Două pachete, nu sunt 250 de grame, sunt 220. Mai adăugăm vreo 3 biscuiți. Ma, ne trebuie, deci, eu n-am mai făcut niciodată tortul ăsta, deci acum e pentru prima oară. Ne trebuie 2 pungi și jumătate ca să facem de ajuns biscuiți pentru blat. Și acum topim untul în cuptorul cu microunde sau baimărie, cum vreți voi. Facem ăștia la blender mici și amestecăm cu mierea și cu untul. De mop. Punem asta. Ce facem? Am pus biscuiți aici și punem untul și miere, o lingură de miere. Așa. Și să amestecăm. Amestecăm până se face ca nisip, așa, umezit. Acum luăm o tăviță de asta care se desface și punem hârtiuță și dăm cu unt pe hârtiuță. Așa, mă, am pus hârtiuța și am uns-o toată cu unt și acum vărsăm asta aici. Presăm bine și după ce am terminat de presat facem frișca. 300 de ml de frișcă și o facem. Și acum trebuie să amestecăm Philadelphia și crema de la biscuiți. Face și asta cu mixerul. Dacă frișca nu e destul de dulce, adăugați un pic de zahăr pudră aici în crema de Philadelphia și amestecați. Încă n-am pus vanilie.
luăm celălalt pachet de biscuiți, îl punem aici în blender și îl facem mai mare, așa, în frișcă. Punem Philadelphia, pus aici, o amestecăm, adăugăm biscuiții ăștia, cu o luăm tortul și punem crema toată aici. Te mai întindem aici ca lumea, o așezăm frumos, să fie la nivel, toată, cu răbdărică. Hai mă că, uite, am terminat. Presărăm niște biscuiți de ăștia pe deasupra. Acum mare dezastru eu cu frimiturile astea din bucătărie aici. Deci, până la urmă mi-au trebuit cam 4 pachete de Oreo. Să încercăm să faceți și ceva frumos așa. Să nu mai așa. Și o băgăm în frigider toată noaptea și mâine o desfacem și o mai urnăm un pic. Tortulețu, iată ce frumos a ieșit. Mă, pare un biscuit Oreo gigant. Și ăsta e tortulețul meu. Dar mă, să încercăm să-l tăiem. Ia să vedem ce a ieșit. E frică. Ăsta e tortulețul meu. Asta a fost videoul de astăzi. Cum v-am spus, este o colaborare cu fetele de pe grupul YouTube Girls România. Nu uitați să vă duceți în infobox și să apăsați pe link-urile la fete să vedeți ce au realizat ele cu această colaborare. Eu vă mulțumesc și vă pup. Mua! Și ne vedem la următorul video. Ciao.